Suntem în piața Victoriei. În fața Guvernului României. În fața clădirii Guvernului României, că nu cred că acum premierul Câțu și cabinetul e aici, chiar dacă ar fi Câțu și o parte din miniștrii lui, cel puțin câțiva miniștri de la USR și plus au început să absenteze de la ședințele de guvern de când au acuzat intenții obscure de acapararea banilor publice în interes politic, penelist. Și iată că azi, sau ieri deja, deja de ieri, USR împreună cu alt partid au depus moțiune de cenzură și deci săptămâna viitoare va trebui să examineze această moțiune, să se acorde vot de încredere sau neîncredere guvernului de coaliție. USR Plus i-a înaintat neîncrederea doar lui Câțu, nu și Partidului Național Liberal sau UDMR, cu cine mai sunt ei în coaliție. Așadar, e mare zavieră la guvernare. Președintele Iohannis, normal, ține cu partidul din care provine, cu PNL. Dar USR e foarte deranjat, e supărat că s-a creat un program prin ordonanță de urgență prin care 500 de, sau cât acolo, miliarde de lei, 50 de miliarde se dau primarilor, primăriilor, fără multă transparență, fără concursuri, fără raportare conform legilor. Și asta creează premize pentru corupție. Ba mai mult, prin demisia de la începutul săptămânii a ministrului Justiției, a fost oprit procesul de selectare a șefilor parchetelor importante. Și asta înseamnă că lupta contra corupției încetinește sau se oprește pentru o vreme. Asta a scos oamenii în stradă, nu neapărat sunt toți simpatizanți USR, dar oamenii sunt nedumeriți de ce după un an de guvernare încă nu avem reforme palpabile, hotărâte, luptă vizibilă cu corupția. Iată de ce Ange Șerban și alții ca ea au scos oamenii în stradă, i-au chemat în stradă. A venit cine a vrut. Eu cu bicicleta, cu șaua verde. Au mai venit oameni cu biciclete. Și oamenii își exprimă care își cum poate nemulțumirea, nedumerirea sau mesajul hotărât să ceară demisia premierului Câțu, deci actualului guvern. Pentru că n-a fost foarte eficient. Nu cred că o să ajungă la alegeri anticipate, dar nu e exclus. Deocamdată miza cea mare sunt alegerile interne din USR și din PNL. Nu se știe cine să conducă partidele astea aflate la guvernare și iată, pentru ochii colegilor, pentru ochii lumii, liderii de partid care au și funcție în stat, acum încearcă să speculeze situația creată sau să genereze situații care să le fie lor favorabile la alegerile interne.
Dar după ce se termină cu alegerile lor interne, la sfârșitul lunii astea, e foarte posibil să ne gândim și la alegeri parlamentare anticipate, după modelul Bulgariei. În Bulgaria se pare că anul ăsta o să fie a treia oară alegeri parlamentare. Nici de cum nu reușesc să fac o majoritate convingătoare. Și iată că sunt nevoit să iasă la popor și ceară din nou ajutor, vot. Decizia suveranului, cetățeanului. După cum vedeți, sunt protestatari de toate vârstele, probabil din diverse categorii sociale. Și mass media avem, carul DigiTV, probabil și celelalte mașini de la presă, că altfel n-ar avea voie să staționeze acolo, chiar dacă nu sunt inscripționate, deducem că echipele astea de televiziune au venit special pentru eveniment și deci acest protest este transmis în direct sau va apărea la cele câteva televiziuni de știri din România. Dar pentru orice eventualitate, priviți și Curaj TV. O să public clipul ăsta integral și ce mai filmez de pe camera de bord, de pe bicicletă. O să le bag pe Curaj TV. Am și eu o vuvuzelă în rucsac, așa că o să o scot acuș să fac niște zgomote, că doar n-am venit degeaba la protest. Măcar acum jandarmii nu vin ca pe timpul bolșevicilor, ca pe timpul PSD, să ne întrebe dacă avem autorizație, să ne documenteze, să ne intimideze. Măcar acum dreptul la întrunire, cel puțin când ieșim aici mulți în fața guvernului, este respectat. Da, nu m-ar mira să vină după aceea amenzi acasă, cum mi s-a întâmplat acum un an de la Autoritatea Națională pentru Penitenciare. Am fost să protestez pentru drepturile omului, pentru drepturile deținuților, împreună cu familiile câtorva condamnați care au avut de suferit după gratii. Și au venit mai mulți polițiști decât eram noi la protest în stradă. Ne-au legitimat pe toți și ceilalți oameni n-au primit nimic, dar mie mi-au trimis o amendă acasă de 2000 de lei. Problema e că nu m-au găsit acasă, eram atunci la Chișinău. Și ei spun, am găsit deja la taxe și impozite hârtie, spun că au afișat procesul verbal în ușă sau pe geam sau nu știu cum au afișat, nu e clar. Dar eu am aflat despre amenda asta, despre astea 2000 de lei. Abia când a apărut pe site-ul gheseu.ro, abia când a ajuns la executare, când a venit să-mi ceară banii statul. Și am contestat-o. Sper că instanța de judecată, judecătorie sector 2 se pare, o să examineze contestația mea și o să anuleze amenda asta aberantă, mai ales că s-a încălcat procedura. Nu am fost amendat acolo pe loc, nu mi-a fost comunicată acasă la domiciliu.
că dacă nu, dacă și de data asta instanțele o țină cu organele, cu poliția, voi mai avea un dosar de trimis la CEDO împotriva României, că am deja atâtea, aștept unul de la Bolintin Vale, unde parchetul a refuzat să găsească vinovați polițiștii, care m-au agresat în iunie, acum 2 ani, și instanța a lăsat în vigoare ordonanța emisă de procurori. Și degrabă va trebui să reia dosarul acela civil despre amenda mea. Sper măcar amenda să-mi fie anulată, că polițiștii nu doar m-au agresat, dar m-au și amendat. Deci de asta zic, nu e exclus că și acum poliția, jandarmeria să trimită niște amenzi din urmă, cum au făcut de atâtea ori, ca să intimideze libera exprimare și protestul liber. Opresc eu transmisiunea ca să am mâinile libere, ca să pot ține vuvuzela. Dacă o să apară ceva important, interesant, o să revin la instrumentul meu de bază de exprimare, la cameră, la telefon.